cred că a venit timpul să încerci și altă marcă, ceva mai confortabil, ceva mai mare. După câteva zile, o săptămână aproape de când merg cu Mercedes, vreau să încerc și BMW. Așadar, asta e cheia. Asta e cheia de la un seria 7. Și hai să vedem cum ne descurcăm cu un seria 7. Deci am 63, sunt în sport cutie și cam tot. Ia să vedem, de la 65 la 90. Sau mă rog, până la 100. Iată că ne-am urcat și în șeptarul de care vă vorbeam mai devreme. După cum v-am arătat, asta este cheia. Și asta e priveliștea pe care o vedea cineva care a cumpărat un seria 7 în 2013, pentru că e varianta facelift. Suntem aici cu Bogdan, cu proprietarul. Salut, Bogdan. Salut, Răzvan. O să las acolo în descriere Instagram-ul tău, bănuiesc că acolo ești mai activ. Da. Dacă au întrebări despre mașina asta, că până la urmă e o configurație destul de interesantă la ea. Și să ne spui, știu, câteva cuvinte despre așa pe scurt, dar să ne așezăm și noi puțin la drum. Oricum, am mai făcut un click cu mașina asta cu ceva timp, o să las eu acolo în descriere ca să vadă exact despre ce e vorba, că acolo e o descriere de asta mai detaliată pe afară. Acum o să mergem cu ea, să vedem dacă trage, dacă nu trage, că oricum în comparație cu ce am eu e cam dublu la putere, chiar aproape, nu e chiar triplu, dar dublu e sigur. Și nu se compară pentru că nu e aceeași clasă, adică ar fi trebuit să am S-ul ca să, știi, să poți să, na. De cât timp ai șeptarul ăsta? Am mașina din 2016. Așa. De 5 ani la mine. Am achiziționat la 140.000 de kilometri, acum în prezentare 203.000, 4.000, cred. N-a mers foarte mult. Nu. Mașina este 3.000 diesel, triturbo. E ceva e diferit. Interesantă, 381 de cai, nu? Da. 381 de cai, 3 litri, 3 turbine. Și acum vine întrebarea aia cea mare. Nu consumă, că bănuiesc că ai 10-11, ceea ce e ok pentru mașina asta, la greutatea ei și ce oferă. Probleme cu turbinele de la kilometri pe care o ai tu au fost, că na, sunt 3 turbine. Una e când ai una, o repar, una e când ai două, că pica aia mică, dar când ai 3? De când e mașina la mine, n-am avut absolut nicio problemă la motor. Turbinele, da. În ciuda faptului că toată lumea vorbește că pică turbinele. Eu zic că dacă exploata bine și e scos la drum lung și lăsa să respire când trebuie motorul, în general dieselul, eu zic că probleme foarte mari dacă îi dai și carburantul ce trebuie și consumabile și astea la timp, nu cred că ar fi o problemă. Acum, făcând o mică paranteză, că ai mers cu mine cu eu, nu cred că are o să te întreb pe care ai alege-o, pentru confort și-o aș alege-o pe asta, că nu se compară niciodată. Plus motorizarea, care ai 381 de cai, 750 diesel long, adică e și varianta long, că până la urmă asta a costat 150.000? Cam 150.000. Bine, e full fără trapă și fără Night Vision, parcă ai zis că e, e dotarea care mai lipsește. Și a fost și mașina de ambasadă, din ce mi-ai zis tu, care acolo a avut un lăcaș de stack. Deci a fost și mașina de ambasadă și cred că, cel puțin așa ar fi logic, mașina... cred că a fost făcută altfel față de alea de serie. Cel puțin așa ar fi normal, că mă gândesc că din moment ce știi că e pentru cineva mai special, indiferent că e ambasadă sau președinte sau mai știu ce, cred că i-a asamblat altfel, că oricum mașina se ține foarte bine la ani probabil kilometri. Probabil n-am mai mers să compar cu alte seria 7 facelift. Dar e foarte silențioasă. Chiar e silențioasă și e făcută bine din punctul ăsta de vedere. De rezervă de putere nu cred că mai ai nevoie să vorbim. Întrebarea rămâne, câte butoane are? Are 4 butoane. Deci lipsește Night Vision-ul, ai Distronic, ai Head-Up, ai farurile LED. Asta e prima versiune de farul LED, da, nu? Da, prima versiune de farul LED care s-a pus pe seria 7. Care sunt și adaptive, au o grămadă de funcții. Ai încălzire, ai ventilație, ai masaj în față și în spate exact la fel. Ai tabletele astea aici la scaune, deci ai și multimedia cum ar veni în spate. Da, da, da. Poți să setezi consola, de aici consola, știu că poți să setezi de aici ce să aibă prioritate, cel din spate, cel din față, cel de la volan și mai departe. Navigație mică nu cred că există pe șeptar, manual nu cred că există pe șeptar, adică astea sunt deja basic la ele. Dacă ar fi să o vinzi, că bănuiesc că ai zis că ai fi interesat să o vinzi, nu? Ai anunț la ea? Da, autoviteză. Îl las eu în descriere. Să presupunem că tu ai luat pe ea o sumă de bani, cu ce ai înlocui eu? Sincer, în banii ăștia nu am pe ce să înlocuiesc mai bun. Ca și putere, ca și confort, ca și design, ca și spațiu, ca și tot ce vrei tu, nu cred că ai ce să ții la banii ăștia. Nu. Adică, să o pui să zici, bă, ții pe ea și mai pui o diferență și ții, nu știu, ne ții poate seria 7 de 2016, nu, da. Să zicem, 2016-17, dar mai pui, cred că vreo
7-8-10 mii? Cam pe acolo, cam așa. Poate mai mult. Depinde de dotări, depinde de kilometri, foarte multe chestii. Și probabil se justifică că ai alt interior, că ăsta e interiorul de F10 totuși la bază. Dar mașina asta nu știu dacă te face neapărat să o cumperi pentru interior. Că bănuiesc că tu ne-ai cumpărat-o care ceasuri digitale sau care... Nu, mașina e în primul rând am luat-o pentru confort. Confort și motorizarea. Exact. Că până la urmă trebuie să... Bine, dacă e să gândești logic pentru greutate aici și pentru un seria 7, cam asta aici ar trebui să ai pe ea. Pentru că 380 de cai pe caroseria asta se simt că mișcă mașina. Nu vreau să mă gândesc să ai pe un F10 puterea asta, să ai un 535 softat. Da, sau un 550 diesel, există. Sau un 550, da. Că deja vorbim de altceva, că și asta probabil dacă softezi, te duci în 400 are cai. 430, 440. Dar totuși ai 3 turbine, nu știu, mi se pare că e... Și nu știu exact cum pleacă turbinele alea. Că oricum cred că se pleacă toate odată, că nu. Și la biturbo se pleacă, ai turbină mică, turbină mare, de obicei la F10, la 525 pică turbina mică, e regulă la ele. Asta nu știu exact cum se pleacă, că oricum cred că nu îți livrează toată puterea odată. Probabil turbinele trebuie să... pleacă treptat de la aia mică până la cea mare, în funcție de treapta în care ești și cum apeși pedala. Oricum, kickdown-ul și astea probabilizare, n-ai padele. Ce e la bază, luxury? Ea a fost pachet de fabrică, e pachet luxury. Mm-hmm. Dar ulterior a fost pus pachetul M, nu de mine, așa am cumpărat mașina. Mm-hmm. Și a fost schimbat și volanul cu cel de M. Da, și bara față, cred. Pachetul cu tot. Pachetul. Exterior. Că sunt multe lume, așa, văzut pe un grup de țepare auto, era grupul ăla de țepe. Că, dom'le, de ce mașina X e M pachet, de fapt, ea nu are cum să fie M pachet de fabrică. Știi, avea volanul pus, avea bara pusă. Că nu există variante în pachet de fabrică. De exemplu, pe șeptar poți să-l iei în pachet, că nu poți. Ba da? Poți să-l iei, nu? Să nu. Dar nu prea, că șeptarul, dacă l-ai vorba ta, e luxury și dacă chiar vrei, îți spui tu volan, îți spui tu bară, îți spui tu... Da, șeptarul e pentru confort, nu e pentru alergat. Marea majoritate sunt seria 5, da. Seria 3 e în pachet. Seria 4, seria 6. Seria 6, da, la 7 mai mult. Oricum, pentru anul în care s-a fabricat mașina, e o grămadă de tehnologie, adică ai chestia asta cu limită de viteze, cu semnele de circulație, ai încălzire, ventilație, masaj, deci tot confortul posibil, ai extensii la scaune, sunt scaune de șeptar, știi cum se zice și la F10 majoritatea, cum pun în descriere, ai perdeluțele pe spate, adică din punct de vedere al confortului mașina asta și în spate, dacă stai e foarte, foarte mișto. Dacă mă întreb pe mine, mașina asta e făcută să stai în spate, nu s-o poate. Păi, probabil cine a fost de la ambasadă, de unde a fost mașina, a fost cumpărată, de asta probabil n-a luat treapă și Night Vision, că nu cred că îi trebuia. În da, rest, l-a interesat confortul șoferului cu masaj cu toate cele și confortul în spate. Și acum te întreb altceva, cel mai mare dezavantaj la mașina asta care e? Cel mai mare dezavantaj, din punctul meu de vedere, sunt roțile de vară, care sunt 21. Și pe 21, da. Sunt foarte mari. Și au balonul mic și se simte orice denivelare foarte rău și există riscul imediat să spargi cauciuc. Dacă ai merge pe drum din ăsta în marea majoritate a timpului, n-ar exista riscul, că ăsta e drum ok. În oraș, că trăim în România și... Sunt drumuri unde, da, într-adevăr e riscant. Și cel mai mare avantaj, nu te mai trec, că probabil e confortul și puterea confortul pe care ți-o oferă. Exact. Că, da, să zici, probabil rezerva de putere întotdeauna e suficientă, ia să vedem. Modificare ce ai făcut, dacă cineva e interesat de mașină, e Max House-ul, care l-ai de cât timp l-ai? Max House-ul am din 2017, este Stage 4, cu două generatoare de sunet și l-am configurat pe modurile de condus. Acum dacă o dau în Sport, sună și mai tare. Da, în Sport și Sport Plus este, se aude maxim, uh-huh. În Confort se aude la jumătate, iar pe Confort Plus și pe Eco este oprit. Până la mână, dacă vrei să mergi pe Confort, vrei să nu bărie nimic, nu vrei, vrei să mergi liniștit. Nu știu, de exemplu la mine la ea, ai văzut, știu că e genul de mașină care te face să vrei să fii liniștit. Da. E, asta când o aud așa că bârie în spate și ai asta și sunetul ăsta. În general te îndeamnă să te îndeamnă, păi mă îndeamnă E90-ul. Asta deja, mai ales când știu că am 380 de cai, deja e altceva. Știi? Și plus sistemul ăsta de evacuare care și el te împinge parcă mai tare, mai tare să mai alergi din când în când. Da, da, da. Totuși știi că ai aproape 400 de cai. Chiar dacă 380 de cai pe mașina asta sunt, cum ar veni 250 pe un F10, 300. 300. Deci am 63, sunt în Sport cutie și cam tot. Ia să vedem, de la 65 la 90. Sau mă rog, până la 100. Wow! Da, într-adevăr, e ceva, dar rămâi ușor fără permis cu mașina asta. A, și în Confort Plus, a liniștit tot. A revenit la imaginea șeptar, dar vine Ford-ul și ne-a încărcat cu energie pozitivă Ford-ul. Deci deja mă chinuie să fac aici de la 60 la 100 să arăt cum trage mașina, că vine Ford-ul albastru, 1.6 benzină.
Și ne liniștește. Bine, drumul ăsta oricum el e foarte bun, dar avându-le că se stă foarte des cu radarul și nu se recomandă să mergi, mai ales în localități unde sunt mașini multe, unde sunt oameni care pot trece, biciclete și așa mai departe, să mergi cu viteză. Adică, nu știu, cred că de mașina asta te bucuri cel mai mult la autostradă, când poți să și mergi întins cu ea, cred. Că, până la urmă, nu știu, tu ai și 435 benzină, care are 307 cai sau cu scare. 306. 306 cai. Dacă ar fi să le alegi, să pui o balanță pe care le alegi, eu zic că pasă. Depinde. Depinde. Să faci un compromis între amândouă, să vrei și confort și... 7, că ai și aceeași putere, la fel de repede ai 0-100 și ai confortul mult mai... Mai accentuat aici. Exact, vorbim de seria 7 versus seria 4. Bine, sunt și generații oricum diferite de mașini. Aia oricum a fost concepută strict pentru alergat, că nu... Seria 4 e conceput pentru sportivitate, seria 7 recomandă pe avântul. Da, bine, asta cu motorizarea asta, că dacă ai seria 7, nu știu, cel mai... 3.0 DU, cel mai... Nici ăla nu era. Uite, de exemplu, pe alea noi știi că sunt și 2.0 diesel. Da, da. Am văzut una pe Belgia, avea 205 cai, 200... 200 și de cai, plus că pe Belgia oricum sunt și limitate, majoritatea... Adică e clar că cine și-a luat mașina pe 200 de cai pe dita mea caroseria și-a luat-o că a vrut strict seria 7. Nu că a vrut putere sau soft sau... Că nu ții, n-are rost să ții dacă vrei altceva de la mașina aia. Dar eu personal nu se compară ca și confort cu Mercedes-ul meu niciodată, decât ar putea să-l pui lângă S. Da, seria 7 e cu S. Sincerul e comparabil cu E-ul tău. Da, G-ul. Dar nu mi-aș lua mașina asta, e prea puternică. Adică n-aș putea să merg cu ea numai așa. Merg eu potolit și așa mai departe, dar mașina asta nu poate să te ține potolit. Crede-mă că după ce... O pățești odată, stai și potolit. Da, eu n-am pățit-o încă și nu vreau să o pățesc. Am pățit tot pe drumul ăsta, tot cu mașina asta, 102. Da, ai fost la limită măcar, dacă da. Pișcai un pic mai tare frâna, poate scăpa. Am văzut că de la 60 la 100 ești în 2 secunde, 3 da. Secunde. Păi, deja te bagi într-o depășire, o finalizezi, ești la 120. Păi, da. S-a terminat. Adică, nu știu, gen, cine și-a cumpărat mașina asta și mergea pe autostradă, bă, întotdeauna avea rezervă de putere. Și când vrea să facă o depășire, mergea pe no limit și vine acum, deci dacă asta mă depășește aici, na, poftim, eu mă chinui să merg cu 60, vine Passat B6 roșu cu numere de Germania, dacă ar fi adevărate și valabile și așa mai departe, că par numere reale de mașina matriculată acolo, te chinui să mergi, să dai un exemplu bun și așa, m-a depășit Fordul ăla, m-a depășit Passatul și merg cu 120. Poftim, și dacă mă fac acum depășire, suntem la minune. Da, nu zic. Că nu sunt de genul, bă, că stă lumea cu radarul și așa mai departe. Nu, să se stea cu radarul, sunt total de acord. Adică sunt teribili, sunt începători care merg tare. Bine, am făcut schimbul ăsta. Personal n-aș da eu pe asta, pentru că mașina aia mă face să fiu mult mai liniștit și nu știu, are ceva al ei. Dar e altă generație de mașină. Și cred că dacă ar fi să vorbim strict de piețuri de piață, e un pic mai scump pe U decât asta. Dar la fel, intervine anul de fabricație, intervin tehnologiile care sunt acolo. Pentru că dacă aș pune eu lângă șeptarul generației cu el 2016-17, deja sunt alți bani acolo, adică mai pui diferență. Și nu sunt clase, nu sunt aceleași clase. Dar mașina asta, pentru anii, și dacă cineva vrea fix modelul ăsta, oricum am văzut că sunt scumpicele, adică și Long și 750, pentru că mulți cred că 750 e motor de 5000, nu e motor de 5000. Doar că probabil au pus, na, comercial vorbind, e configurație rară. Și eu sunt sigur că dacă mașina asta e pusă la vânzare, dar dacă avea trapă, era vândută de mult. Era vândută de mult. Adică sunt foarte multe persoane care, na, cumpără seria 7-le pentru confort, dar știi cum e, vrei și o trapă, vrei și aia, vrei și aia. De exemplu, Night Vision eu nu l-aș folosi, nu m-ar ajuta cu nimic. Head-up-ul l-aș folosi, că, na, e seria 7, farurile contează mult la mașina asta. Da, eu zic că trapa la orice mașină poate să fie o Opel Astra din 95 sau poate să fie șeptarul ăsta, trapa întotdeauna va vinde, că e o dotare care... Bine, și la mașina asta cât a costat ea de nouă, uite, vezi, a renunțat fiind la trapă. Deci... Ea fiind mașina de ambasadă, probabil de aceea s-a renunțat la trapă. Păi n-avea nevoie. Exact. Probabil cine a mers în spate, indiferent ce persoană importantă a fost sau nu a fost, nu l-a ajutat cu nimic, avea trapă sau panoramic sau eu mai știu ce, adică... Confortul cât mai accentuat. Și asta s-a vrut și asta s-a obținut la mașina asta. Da. O să las anunțul cu ea de pe Autovi dacă e cineva interesat. Personal eu nu mi-aș lua mașina asta, că e prea mult pentru mine din multe puncte de vedere și n-am nevoie de atâta putere. Pentru mine până în 200 de cai sunt suficienți.
Dacă aveți șeptari în familie, puteți să ziceți și nou în comentarii. Sau dacă aveți întrebări, luați legătura cu Bogdan pe Instagram, vă las Instagramul în descriere. Și o să facem un clip în care merge și el cu eu, ca să vedem un șofer de BMW, că tu ai și seria 4 și seria 7. Să vedem cum ți se pare Mercedes. Asta este episodul, așteptăm comentarii și ne vedem la alte episoade. Salut!